În bugetul pentru anul viitor au fost prevăzuți, la fel ca în fiecare an, sute de milioane de lei pentru proiecte locale propuse de parlamentari. Pentru 2024, așadar, s-au alocat peste 550 de milioane de lei, iar proiectele care beneficiază de finanțare au fost stabilite în urma unor negocieri. Așadar, în anul electoral, autoritățile locale vor primi suplimentar bani, de exemplu, pentru reabilitarea drumurilor sau a spitalelor. Cu toate astea, pe listă apar și comune care vor primi sume importante pentru a organiza simpozioane sau pentru a construi terenuri sintetice de fotbal. Are toate detaliile în direct. Octav Vasilescu. Bun găsit! În ultima zi a dezbaterilor privind legea bugetului de stat pentru anul 2024, parlamentarii au împărțit în jur de 100 de milioane de euro pentru proiecte locale. Este o practică obișnuită între senatori și deputați. Inclusiv parlamentare din opoziție pot introduce proiecte pe această listă, cunoscută drept anexa 703. Ne uităm la județele care au primit cei mai mulți bani în urma acestor negocieri. Bucureștiul este lider cu 48,5 milioane de lei. Pe locul 2 regăsim județul Dolj cu aproape 27 de milioane de lei. Peste 20 de milioane de lei au mai primit județele Argeș, Maramureș sau Ialomița. Una dintre cele mai mari alocări pe care o vedem este pentru orașul Făget din județul Timiș. Aici va fi reabilitat stadionul din localitate, iar statul va oferi 1 milion de lei pentru acest proiect. Echipa de fotbal din Făget joacă în prezent în Liga 5, iar anul următor își propune să promoveze în Liga 4. Vedem și o alocare de 400.000 de lei pentru un teren sintetic de mini-fotbal într-o localitate din Sălaj. Și în satul Valea Scurtă din Covazna va fi construit un teren de fotbal tot cu gazon sintetic, pentru care statul va plăti peste 100.000 de lei. Parlamentarii au obținut bani în urma negocierilor și pentru a organiza diferite evenimente în anul 2024. De exemplu, Oradea va primi 100.000 de lei pentru desfășurarea simpoziumului Rolul preotului într-o societate în schimbare. Există și foarte multe localități care primesc bani pentru reabilitare de garduri sau străzi anul următor. De exemplu, în satul Bogdănești din Suceava se alocă 100.000 de lei pentru gardul dispensarului. Într-o localitate din Cluj se va ridica cea mai scumpă capelă prevăzută în noul buget, în valoare de aproximativ 250.000 de lei. Și Biserica Romano-Catolică din Suplacul de Barcău va primi în jur de 300.000 de lei pentru reabilitarea gardului și a căilor de acces. Reamintim că în 2024, pentru prima oară în istorie, România va găzdui toate cele patru tipuri de alegeri într-un singur an.